spitale din municipiu, cum s-a petrecut și la Galați de Sfântul Apostol. Nu pentru că n-ar fi mâncare acolo. Nu că n-ar fi mâncare. Dar să știu cum vom primi. În liniște, sper. Și anafora și o porție de sărmăluțe tradiționale la români. Ca și în casele noastre. Tot așa și cei bolnavi care sunt cu gândul la noi. Simt că ne-am gândit la ei. Nu contează cât ți-a dat sau cine ți-a dat. Contează că s-a gândit la tine și te-ai gândit la el și suntem împreună cu toții frați și ne însănătoșim numai de dragoste și de prietenie, de bucurie și de comuniune. De aceea, în această frumoasă zi de Sfântul Nicolae, din fața Sfântului Altar, mulțumim lui Dumnezeu pentru că păstrăm buna tradiție a patronului spiritual al municipiului Brăila și rugăm pe Dumnezeu să dea tuturor brăilenilor sănătate, pace, ajutor, liniște multă în suflet și dacă se poate în preajma sărbătorilor, mai multă cooperare și mai multă bunătate. De toți autoritățile locale, jandarmeria, poliția, toți care întotdeauna la toate bisericile ca niște preoți buni asigură rugăciunea și mulțumim mult părinților de la mănăstirea Măținei care au stat toate zilele acestea aici ca să binecuvinteze și să salute pe fiecare credincios cum și credincioșii s-au obișnuit să meargă la mănăstire unde știu că este o lucrare foarte frumoasă și mare. Aici, la Curii de Dunării, lucrând cu înțelepciune. Ajute Dumnezeu, așadar, să ne dea sănătate de lor se poate numele Sfântului. Și tuturor brăile, dă-le Doamne, sănătate. Pe care au stat alături de noi în aceste zile. Zi! De post? Păi nu-s cu carne. În fiecare an, de mai mulți ani, sărbătorim ziua patronului spiritual, Sfântul Nicolae. Anul ăsta vedeți că și plouă, este prima ploaie după foarte mult timp. Sper să fie un semn bun pentru noi toți. Pentru brăileni le doresc sănătate, le doresc bucurie, multă înțelegere și speranța în mai bine. Și vă zic așa și speranța că mâine vom avea căldură. Dar trebuie să fim cu toții mai aproape, trebuie să avem mai multă înțelegere, mai multă prietenie, astfel încât să trecem peste vremurile acestea care nu sunt cele mai bune. Încă la mulți ani, numai bine sănătate pentru toți. Ce se va împărți credincioșilor astăzi? Așa cum am făcut de fiecare dată, sunt sarmale, sarmale de post. Și fiecare va avea, sunt 1000-2000 de posturi de sarmale, care vor fi date celor care sunt astăzi aici. Binecuvintează pe Ana, templilor săi pelerini, la sărbătoarea Sfântului Mare Ierarh Nicolae, ocrotitorul bisericii acestea și a municipiului Brăila Căsiunie și toate lucrurile. Ia luat, da postul să duci, ăsta am incubat, ia tu cel mai mare pentru eu și dă-i. Ia să vedem. Stai, nu mă dorim. Stai acolo, Nicolae.
Doamne! Sărătos! Hai, hai, circulați! Hai, ușurel, hai! Stai, mă, stai, mă, acolo! Zvone? Acolo, pe câteva grazile! Ia spune-ți, mama aia! Ce-a luat, hai? Uite la mama aia aici! Foarte bun, așa! Zvone, mama aia? Se merită efort, asta tot mai... Da, da, da! Merită, dar asta tot mai... Ți-am prins. Hai.